Persoanele ale căror locuințe au fost prejudiciate au depus cereri la primărie. Legislația prevede că se acordă despăgubiri bănești în baza cererii depuse de către persoana afectată. În funcție de cererile depuse, noi ne-am deplasat în teren în imediat, în cel mai scurt timp de la producerea pagubei și s-au constatat pagubele. Concluziile Comisiei de Constatare au evidențiat o serie de locuințe care au fost grav afectate. Proprietarii acestora 5 familii vor primi din partea primăriei ajutoare cuprinse între 1.000 și 1.200 de lei. 5 familii vor beneficia de aceste despăgubiri bănești, suma fiind variază de la 100 la 1200 de lei. Suma variază ținând cont de pagubele care au fost constatate de Comisia de Constatare a Pagubelor la fața locului. Pe lângă reparații la acoperișuri, aceste locuințe au nevoie de sisteme de evacuare a apei pluviale, supraînălțarea terenurilor, ziduri de susținere și refacerea tencuielii. Cât de mult va ajuta această lucrare făcută de primărie? O să se facă, ne inundăm foarte tare, ne intră apele în casă. Acum se scurge, nu se mai strânge nimic, e foarte bun. Nu mai intră apa în casă. Aveți probleme cu ea? Probleme foarte mari, nu numai eu. Ambele barăci, 9 și 10. De asemenea, primăria va demara un amplu program de refacere și extindere a sistemului de canalizare pentru ca localitatea să nu se mai inunde la fiecare ploaie mai puternică.